Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem de la Stupină, am trec în revistă, așa fac o, să spunem, familie, și vreau să vă și prezint ceva concret, în sensul că nucleile acestea, nucleie, acum s-au despre familii, pentru că mărcile foarte tinere, ouă, cu un potențial foarte, foarte bun și sunt gata la vânzare. Iată, deci lăzile, ele sunt puse deja în lăzile lor, deci aceasta este lada de bază, dragilor, nu? Și putem afla foarte repede, fără să deschidem chiar. Iată aici, ar trebui să și deschid un pic mai mult. Așa, că l-am lăsat un pic mai mic. Furdinișul că nu e... Pornim cu multă grijă ca să nu cumva să fie atacat la început. Ne putem da seama de faptul că au pornit, pentru că descoperim cele care bagă polen, da? Iată. Deci când vezi că vine albinuțe și care polen, este semn că treaba e foarte bună. De acolo știm, așa ne dăm seama de familiile, mărcile care s-au împerecheat. Deci, densitatea albinii tot anunță exact frecvența, anunță că e vorba nu de roiuri, așa cum să spunem, formate pe 2-3 rame, ci ele sunt... Și aici să umblu așa, trebuie să fac această operație peste tot, să le mai măresc un pic acum. Deci am început așa cu rampa de zbor micuță, acum le măresc, da, deci așa ne dăm seama exact care este stadiul lor, fără să deschidem. Sigur, am să vă și arăt una în interior. Da, iată, iar și aici. Iar și aici, în față, și în partea cealaltă, albinuții de intre cu polen. Asta este motivul, sau este semnalul foarte clar că mărcile sunt împerecheate. Din față. Și iată concret ce vă propun la vânzare. Discutam cu ceva, spuneați, domnule, dar nu sunt ce propuneți dumneavoastră, nu sunt nuclee. Suntem în mijlocul iunie și astea sunt, uitați, și crescut făgureal. Da? Aici trebuie să vin cu a 6 ramă, să închei. Făgurelul trebuie să fie făcut neapărat cu celulă de... Haideți să și vă arat. Pe câte rame de puiet s-a aflat acum acesta. Deci este interesant să știm. Deci sunt 5 rame, cere urgent a 6 ramă. Deci urgent îmi cere a 6 ramă. Deci m-ați cazut până în margine, dragilor. Și iată cum... Ce apicultorii știu ce spun eu acum. Deci este... Puietul, îl vedem uniform bătut. Aici, în partea asta, unde nu e căpăcit, sunt ouă, larve, da? Deci masca a ajuns, cred că cu lucru, până în margine. Am să încerc să pun undeva aici, deoparte, rama așa asta. Suntem în activitate.
Albina observați, lucrează. Acum vreau să vă arăt concret, într-adevăr, ce refăgură el. Nu am pus rame noi la clădit, pentru că ar fost sarcina mult prea mare. Am pus numai rame clădite. Da, vă spuneam, semnalul că cere ramă este acesta, că crește făgurel, dar observați, numai cu celule de albină, nu celule de trântor. Nu te poți fi și marcat pe aici, undeva. Fiindcă suntem la tei și avem un pic de cules, făgurelul care îl face pentru albină, celulele sunt oblice un pic, pentru că spune așa, până una alta, dacă avem cules și nevoie, punem în făgurelul ăsta, o să punem miere, da? Nectar. Și deci nu face nicio... Albina nu face investiții aiurea, ci totul este foarte, foarte bine gândit. Da? Așa trebuie să vedeți. Celulele sunt un pic obișnuite. Dar aici poate să pună puiat. Că celulele pune puiat de albină. Deci, aici nu stroiuri. La data asta, și cu mărt ca tânăr, ne ducem fără discuții în viteza cea mare, ne ducem spre familie, trebuie extinse. De aceea spuneam că însoțesc această ladă cu alte... Da. Aici este bătut uniform, larvi, nu știu dacă se vede, ca să vede așa. Sper că... Vedeți și larvi din interior. Toate. Până acolo la corunița. Corunița e subțirică pentru consum mare, dragilor. Consum puternic de... Așa. Deci, iată. Sunt 5 rame cu puiat acum. Da? Spuneam că matca s-a dus până la margine. 4 aici. Cealaltă care am pus-o jos. 5 rame. Am să iau cu grijă, sper să reușesc, dar n-am să vă duc pe toate, să le desfac pe toate, aceeași chestiune. Deci, bătut cu ouă, larve în creștere, toate cele patru. Uităm cu ocazia asta și la celălalt, să vedem dacă făgurelul a ajuns, îl construiește și acolo. Da. Aceeași poveste. Deci este... Cum ne dăm seama? Păi ne dăm seama, fie că vedem în fundul celulei, fie că... Se sezăm cum coronița e sus și jos este albina care lucrează. Deci ne-am dat seama de la momentul în care am văzut făgurelul crescut. Eu lucrez cu o mână și cu cealaltă filmez. Asta este situația. Da, dragilor, deci vă spuneam că sunt 4 rame, a 5 rame cu puiet, larve, în creștere. Deci asta vă ofer eu acum. Deci este familia de aici. Hai, nu se te prind acolo. Așa, și punem acum și rama asta care era în margine.
Deci la întrebarea ce vă ofer, așa ceva vă ofer, da? Deci la 15 iunie cu mărți de anul ăsta, care ouă și-au prins deja. Ia să văd și pe ăsta de zară, așa. Au prins deja a cincea ramă. În câteva zile vor fi complet închiriate cu și căpăcite. Da? Și atunci aici am asta, au bătut mai mult nectar, mai mult nectar a adus. Dar sper să găsim repede și rame cu puiet. Iată, a început să căpăcească. Deci, da. Deci, bătute cu larve în creștere toată rama asta. Deci, vedem că e căpăcit, găsim aici. Sigur că e funcție de cum s-a împerecheat marca. Vreau să vă arăt și iată, căpăcit. Sper să găsesc. Și asta e numai cu mare văd în creștere. Ia să vedeți. Tocmai în secundul celulii să văd. Da. De regulă, nucleele pleacă câte două rame. E important este să împerecheze marca. Nu riscă nimeni să dea drumul. Pentru că e o problemă. Dacă marca nu se împerechează, fie că a ieșit la zbor, fie s-o ploaia, etc., etc. Iată, aici rama asta, cred că de aici a început. Vedem și ușor cum încheie. Da? Începe să încheie. Da. Deci apare și puietul căpăcit. În rest să văd larvele care sunt a 7-a, 8-a zi. Deci aici sunt mult mai. Înseamnă că matca asta s-a ferecheat. Oh, iată, mă bucur mult. Și prima, da? Iată, dragilor, cum arată. În fagure. Lucrat de o matcă tânără. Aici trebuie să, așa trebuie să înțelegeți. Matca tânără face o lucrare de pomenă. Da? Deci uitați, am găsit și puiet căpăcit, mă bucur că nu. N-am avut timp să mă uit, dar am știut că există și așa ceva. Cu rama asta a început, așa îmi dă seama, cu rama asta a început oatul matca, de aceea aici este încheiat. Pe partea cealaltă când a trecut, acum începe să încheie. Da? Ei, în două 3-4 zile toate ramele vor fi aproape pline cu căpăcite. Știți bine că 21 de zile durează până când. Da, deci la întrebarea ce vă ofer? Vă ofer aceste familii. Deci respect când te-ai dus acasă și ai pe 5-6 rame de puiet, trebuie să-l desfaci urgent. Pentru că
mățile tinere ouă până în până la sfârșitul lui octombrie. Da? Deci dacă avem o zonă bună și ne stimulăm și așa, aceștia urgent se umplu cu albină. Deci de aceea trebuie încă două lăzi. Nu odată s-a putut constata un roi bun ajunge să roiască, nu? Oferă la rândul lui roi. Asta vă ofer, dragii mei. Și sigur și în spate aceeași lucrare. Să vedem și pe asta dacă e nevoie. Aici văd că am încheiat deja. Da. Și aici am băgat și un fagul de la crescut. Tare curios să văd dacă l-a crescut. Ia să vedem. A crescut, dragii mei. Asta face decizia și în parte activitatea e nebunită. Da? Deci l-a crescut și l-a și ouat. Ia să vede, să vede. Ia nu știu să vede, da. E umbră un pic, nu se vede. Da. Și numai celule de albină. Deci nu veți găsi aici, acum, când el e roi, nu crește o celulă de trântor, numai de albină, că nu are niciun interes să crească masculi.